Bună ziua! Declară deschisă ședința ordinară, dată 31 aprilie 2019. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun spre atenția dumneavoastră procesele verbale de la ședințele din luna noiembrie și decembrie. Dacă sunt discuții, nu, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, vot unanimitate. Vă întreb în cuvântul domnului primar, domnilor consilieri, dați-mi voie să vă pregătiți poziția numărul 9 din 25.01.2019, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Vițănești, cu ocupată în data de 31 ianuarie 2019, ori 16. Proiectul ordinei de zi este următor. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării structurii de funcții publice, respectiv al statului de funcții, al organigramei, aparatului de specialitate al primarului Comunei Vițănești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2016, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din Comuna Vârsănești. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Punctul 4 diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Discuții? Atunci să spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, votul unanim. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării structurii de funcții publice, respectiv a statului de funcții, a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârsănești. Primarul Comunei Vârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă modificarea structurii de funcții publice, respectiv al statului de funcții, al organigramei, aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârsănești, de sub Bacău prim. Desființarea compartimentului de audit public intern, motivat de faptul că auditul intern se va realiza prin intermediul structurii asociative, Asociația Comunelor din România, filiala județeană Bacău, la care Comuna Vârsănești este afiliată din mai 2015. Desființarea funcției publice, vacante de execuție de auditor clasa 1, grad profesional superior și înființarea funcției publice vacante de execuție de consilier clasa 1, grad profesional superior, în cadrul compartimentului asistență socială, stare civilă, secretariat, activă, relații cu publicul. Desființarea funcției contractuale de execuție vacante de consilier juridic clasa 1A, din cadrul compartimentului agricol, conform anexelor 1 și 2, care face parte integrată în prezenta hotărârii. Modificările prevăzute la articolul 1 urmează să fie aplicate începând cu data de 1 februarie 2019. Articolul 2. Prezenta hotărârii se va comunica primarul Comunei Vârsănești, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale. Discuții? Da, eu fac o discuție. Da, Comisia de Specialitate Juridică s-a întâlnit la 7.1.2019 cu privire la solicitările primarului pentru desființarea acestor funcții. Iar în urma analizei efectuate, Comisia a acordat aviz favorabil pentru propunerile care au fost făcute. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 2. Domnul primar, aveți cuvântul? Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări și activități de interes local pentru anul 2019, care vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim garantat din Comuna Vârsănești. Primarul Comunei Vârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă planul de lucrări și activități de interes local pentru anul 2019, care vor fi prestate de către persoane apte de muncă din rândul beneficiarilor
venitului minim garantat din Comuna Vârstănești, conform anexei care face parte integrantă în prezenta hotărârii, articolul 2, de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspunde viceprimarul Comunei Vârstănești, de Bacău, domnul Gabriel Daniel, iar prezenta va fi comunicată către instituția prefectului Județul Bacău, primarul Comunei Vârstănești, compartimentul de asistență și protecție socială al aparatului de specialitate al primarului Comunei Vârstănești și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul primăriei, precum și în toate satele comune. Discuție? Da, vreau să știu câte persoane mi-au beneficiat de ajutorul social în momentul de față. Da, eu mai vreau să iau discuție. Am urmărit activitățile care trebuiau desfășurate de către persoanele care sunt pentru venitul minim garantat. Aș fi dorit să fie angrenați cât mai eficient în activitățile de igienizare a localităților noastre. Aici se cunosc toate activitățile, toaletare, copaci și așa mai departe, pentru că este necesar pentru noi. Spun acest lucru pentru că nu întotdeauna s-a ajuns la o eficiență maximă a folosirii acestor persoane și a activităților care le-a prestat. Ar trebui un pic intensificate activitățile cu ei. Atât am avut. Cum să faci timpul bun? Bine, și pentru, am văzut că și pentru iarnă se pot dezăpezi instituțiile publice, deci să facă niște activități ca să fie utile publicului. Da, mulțumesc. Alte discuții? Dacă nu mai simt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține vot cu unanimitate. Trecem la punctul 3, domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Primarul Comunei Vârstănești, județul Bacău, propune. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16.04.2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă în prezenta hotărârii. Articolul 2. Se împuternicește și domnul Botezaru Gelov, având în calitate de reprezentant al Comunei Vârstănești, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărâre, în adunarea generală a Asociației. Articolul 3. Se împuternicește președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, care numele și pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în calitate de mandatar al Comunei Vârstănești, să semneze actul adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1078/1087 din 16.04.2018. Articolul 4. Prezenta hotărârii se va comunica persoanelor nominalizate la articolul 2 și 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județul Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Discuție? Aici ar fi bun de adus în discuții nota aia informativă pe care a trimis-o prefectura în legătură cu ordonanța aia. Da, cu 30 de lei. Asta este vorba, de 30 de lei. Păi nu, asta zic, ar trebui explicat un pic la da, despre ce deci, vorba. Deci, din adresa e postul. Stați așa, să citesc exact. Adresa aia care a venit da. La... Deci, bun, bun, bun. Hai să citesc la început. Modificarea legislativă litera B din contractul mai sus referit definește modificarea legislativă ca fiind intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea sau abrogarea în România de noi legi și sau ordonanțe de urgență. Hotărârea Guvernului, ordinele al Ministrului, regulamente sau alte acte normative intervenite după data intrării în vigoare, potrivit articolului 29, alineatul 1 și 3, din același înscris. Modificarea contractului se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractate, articolul 1 din Ordonanța de Urgență al Guvernului, numărul 74 pe 2018,
pentru modificarea și completarea legii numărul 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii numărul 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a guvernului numărul 196/2005 privind fondul pentru mediu, modificată articolul 17 din legea numărul 211/2011 și stabilește ca obligații în sarcina autorității administrației publice locale, a unităților administrative teritoriale, respectiv asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ale acestora, includerea în tarifele pentru gestionarea deșeurilor a contribuției pentru economia circulară, prevăzută în ordonanța de urgență a guvernului numărul 196/2005 privind fondul de mediu și stabilește prin articolul 8 valoarea contribuției pentru economia circulară de 30 lei tonă începând cu anul 2019. Deci vorba de ordonanța de urgență 74/2018 care am adunat 30 de lei la noi. Se cheamă economia circulară. Da. Ea este deja prin actul primit de la ADIS, este deja calculată în taxa de mediu. Deci la ei au venit mai repede, acum nu acea recapătare în acest local. De fapt, la actului adițional, păi da, să înțeleagă că în prețul în care a fost prețul taxa de gunoi care a fost aprobată din CNG, este inclusă și taxa asta. A fost prins. Lucru aici care vreau să-mi fac o paranteză, trebuie să stăm atenți la modul de reciclare a deșeurilor, pentru că tot în ordonanța aia ne aduce la cunoștință că din 2019 nu se dublează, e aproape triplu. Se duce la, nu, în 2020. Se duce la 80 de tone. Și dacă nu vom reuși, dacă nu vom reuși să reciclăm cum trebuie deșeurile, vom avea o problemă. Trebuie să ajungem la 30%. Deci vom avea o mare problemă. Nu ne vom mai putea încadra în taxa de salubritate existentă acum. Vor apărea după 3 februarie acum informările. Ca să putem să colectăm selectivă. Și să reciclăm, da, de fapt noi nu putem reciclăm. Colectare selectivă. Selectăm. Așa, trebuie în primul rând informată populația ca să fie conștientă la ceea ce depune la pubele și mai departe. Deci, noi va trebui să reducem cantitatea de gunoi în aer și să crească cantitatea reciclată. Reciclată. Selectată. Da, dar în condițiile în care ei vin iau gunoiul de la fiecare, după aceea se întoarce la containerele tăi și îi bolești tot. Nu e adevărat. Nu e adevărat, iau de mașină. Nu e adevărat. Acum te-am sunat, suntem de-am sunat. Iau de mașină. Și cum se selectează? Este altă mașină. Sunt de 3 cubete. Deci acum s-a trecut cu aceiași oameni la bară, cu aceiași oameni și la deal. Da. S-a întâmplat ce n-am ziua respectivă. Da. Dar nu. Deci atunci ai de la societățile comerciale și îi când vine a doua mașină. Problema e că noi prea puțin ne intervin ea la volum acolo, că nu are cum să-l cântărească. Nu pe fidurile care fișa aia de încărcare de sărcare, trebuie să ne apară cantitatea de reciclat. Aia, deci ei poate să le facă grămadă, nu interesează. Nu o să ne apară cantitatea, atât. Dar totuși e... Mașina, la reciclabile nu. La reciclabile se merge pe păi volum nu, și de la necesitate. Cum a fost cazul, că a venit și a luat același gunoi. Păi nu. Deci el când ajunge acolo, cântărește, dar scade reciclabil. El are densitate la bidoane, are densitate la sticlă, are densitate la metal, ce mai au ei cartoane. Mă trebuie să facem calculează. Domnul Novici, mă trebuie să facem aici o precizare. Gunoiul menajer din gospodăriile populației este una. Probabil gunoiul care trebuie selectat, adică deșeurile care trebuie selectate în tubelele alea publice, da, este altceva. Trebuie să facem o diferență între cele două. Dar spune-mi că nu s-au amestecat. De acum, de la 3 ianuarie, nu se mai amestecă. Deci ei au mers și pe anul trecut, din iulie, de când a început, amestecat. Bine, și dacă proprietarul totuși depune acest gunoi menajer, să spunem, care ar fi reciclabil, în pubela lui. Asta înseamnă că nu mai depune la mașină sau la... Păi noi trebuie să facem tot posibilul să nu mai depună acolo, să ducă la... Deci lumea ar trebui să înțeleagă că lume... Deși cum ar fi lume cu... Cum ar fi frunzele, cum ar fi material de biodegradabil. Nu ar mai trebui depus în acel... Pentru că totul, la urmă, se transformă în kilograme. Deci mașina de miercuri trecută, m-am uitat și eu și s-a uitat și a fost tot drumul, a fost băiatul de la ei, nu știu, tehnicianul ăla care erau ei,
În afară de cenușă n-am găsit nimic în toberan. Deci toberanul ne plinie cu cenușă. Spune, parcă nu pot să spun ingrediente. Cenușă. Dar problema e că tot în informare e să fie, noi am hotărât în decembrie 5 lei subvenționat până la 6,80. Problema e că dacă nu reducem capital, noi trebuie să încadrăm lunar, nu lunar, anual, ba da, lunar, undeva între 28 și 35 de toane de gume. Dacă se depășește cantitatea, prețul va crește. Dar luat măsuri în momentul în care crește cantitatea, păi nu să așteptăm să... Nu, mă, să luăm măsuri de la început. Exact. De la început. Că ce se întâmplă? Anul trecut am dat o cantitate de... ne-am cadrat undeva la 50 de toane pe lună. Deci vă dați seama, la 50 de toane a trebuit să ajungem cu prețul gunoiului undeva la 8 lei, aproape 9 lei. Dar nu trebuie să ne care sunt. Omul mătră în curte, îl pune în toc. În toc cu pietre, ce e cu tocul, praf, cu pământ. Da, bă, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, dar eu vă spun că și face cu regei la lătești și pune tot în tomberon. Eu nu pun, Vasile, eu nu pun în tomberon decât ce rămân cutii de la conserve? Pungi de nailon care sunt murdare, de exemplu, eu mă pui și rămân el, nu pot să-l duc la reciclabil. Și să strânge jumătate de pomberon pe săptămână, de la 4 persoane. Da, deci este cu noi. Deci. Iar ăla, altul, balast, rumeguș, ce este, ăla se poate pune balastul, îl pui undeva grămadă, ai o gaură undeva înfundată, rumegușul îl duce în fundul grădinii cu 30 la lungi, picăm cu 30 la lungi. Nu mai vorbim, că cenușa poate oamenii nu știu. Cenușa una cafânează, amendamentul ăla care l-ați văzut sus acolo. Deci e mai bună cenușa, plus de asta, că cenușa nici nu dă voie la coropejnița să fie. Coropejnița fuge de cenușa. Tot gândace din bani. Totuși, așa cum spunea și colegul Bărlan, să știți că la noi, în, deci în general, în zona rurală, nu se găsește gunoi menajer care s-ar găsi la oraș, de exemplu, în deșeurile municipale, ca să vedem în concret, totuși. Bun, am înțeles ideea. Eu nu cred că în toate pubele s-ar fi găsit cenușă. Probabil vor fi câteva cazuri izolate și eu cred că sunt, dar nici nu cred că putem generaliza că toată comuna a pus în pubele cenușă. Nu cred. Nu cred. Deci, haideți câte așa, cum a spus și colegul. Dacă îmi permiteți puțin. Deci, în general, deci, deșeurile menajere de astea biodegradabile care sunt din resturi de mâncare, oamenii le folosesc pentru animale, ca să fim realiști, da? Da. Ce mai dă pe la pubele, așa mai dă, știu așa, într-adevăr, petul poate pun sau nu știu ce. Dar nu pot să spun că gata numai rumegușul ăsta. Cât rumegușul când se face? Se face în fiecare an? Se face în perioada de iarnă și atâta. Să presupunem că s-ar da și rumegușul. Wow. Dar vara? Deci în luna, în octombrie, am ajuns la 70 de toni într-o lună. Haideți să fim răni. Nu cred că râi cu belă la fiecare în parte. Așa auzit, în luna octombrie am avut 70 de toni. Foarte greșit. Adică dacă eu dau 3 kg, pe 3 kg. Atunci nu, eu din punctul meu de vedere atunci. Dar ce pentru ce să mai justific acest proiect cu finanțarea europeană, dacă nici măcar nu mai de la poartă de noi? Păi da, dar ce se întâmplă? Acolo spune destul de clar și pe tomberoane scrie. Am citit numărul și am văzut, dar atât am vrut să precisez. Nu cred că la noi, în mediul rural, să depune la pubelă chiar tot felul de gunoi. Nu cred. Nu cred. Mă credeți treaba dar asta. Dar ce se întâmplă? Ia să reșeți să vedeți. Posibil să mai fie. Posibil. Dar nu cred că putem generaliza la nivel de comun. Domnule, dar problema e, a spus, cantitatea de la oraș nu e cu cantitatea de la țară. Dar să vedeți și diferența de preț. A zis că noi plătim ce cere. Pe subvenționat. Pe subvenționat. Pe Problema este că trebuie să faci exercitământul corect la gunoi, numărul de familie, de persoane sunt, nu este corect, te rog, sunt convins. Asta trebuie verificat. Deci exercitământul pe familie. Nu mai e marcat acum, dacă știi de la hotărârea din Consiliul Local din 2002, din decembrie 2012, noi nu mai plătim pe persoană către Rompres. Sau nu, către nu noi plătim pe tot. Din casat. Din casat. În casat păi am împărțit 20 de kilograme de persoană, de 20 de kilograme de gunoi pe persoană pe lună, la cantitatea de gunoi generată. Și atunci am văzut, ca să ne încadrăm la, știu eu, 35 de tone de gunoi lunar, deci persoana trebuie să plătească 6,80 lei. Depășim, nu mai putem. Da. Sunt discuții, că sunt persoane, să spunem că sunt 5 persoane în familie, ăla cu 5 nu plătește gunoiul mai deloc și ăla cu 4 plătește. Deci ei și ăia nu sunt 5, poate sunt 7. Deci la asta m-am referit. Sunt care sunt trecut
Acolo trebuie verificat. Și a făcut o declarație rectificativă la fiecare gospodărie. Înțelegeți dumneavoastră? Și o să o semneze cetățeanul care când ajunge la poarta respectivă. Când sunt în gospodăria asta? Patru. Și trecem numele persoanelor la respectiv. Și în momentul când se scade de acolo o persoană care pleacă la facultate, la în străinătate, 3 luni, e posibil și treaba asta. Asta vreau să pun în discuție. În proiect, în proiectul de inițial, în proiectul de hotărâre și cu acest program operațional, deci eu din punctul meu de vedere cred că este puțin lacunar. În sensul că nu s-a prevăzut aceste situații. Dom'le, dar dacă pleacă, populația migrează, da? Corect. Se duce la muncă, deja. De ce să plătească lumea aia dacă acel om nu este acolo? Da. Deci aici este chestia. Deci, numai puțin. Da. Din stat s-a plecat, din stat s-a plecat pe proiect, lacuna, cu lacune legale, da? Deci trebuie, deci nici omul dacă nu este acasă, nu este obligat, dom'le, să plătească. Hai să te reviști, da? Dar aici dacă este acasă, nu s-a plătit decât o singură persoană. Dar s-a mai evit, deci lacuna este în proiect. Un proiect. Dar totuși undeva este o portiță. Păi, dar ce se întâmplă? Portița aia nu se poate aplica dintr-un motiv. Din cauza că noi declarăm număr mic de persoane, dar cantitatea este dublă. Aici e problema. Aici e problema. Nici nu putem. Deci dacă eu, să presupunem ei, în calculele lor au spus 20 de kg de persoană pe lună, de gunoi, menajer, și eu am 40, cum fac? Dar nu m-ați înțeles. Eu nu știu ce este. Eu am răspuns domnul Veronat. Dar am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Așa este. Dar problema este în felul următor. Indiferent cum ar fi, cu care este numărul de persoane și chiar dacă avem, deci suntem sub sancțiunea procentelor să plătim procente în plus. Corect, cum ați spus dumneavoastră cum s-a discutat până acum. Dar problema este, noi trebuie să respectăm și acele drepturile omului care omul când migrează, domnule, nu este, nu este, asta este. Dar nu, asta s-a ținut cont de asta. Domnul Veron, dar de asta s-a ținut cont. Am înțeles, eu am înțeles de problema este, s-a pornit din start cu proiectul ăsta greșit. Deci nu s-a stabilit dacă proiectul poate fi susținut cu taxele la nivelul tuturor UAT-urilor. Și de asta ne aflăm acum în situația asta. Bun, dar situația noi acum de la 3 ianuarie putem singura posibilitate rezim din cauza că nu ne mai cere preț pe persoană, ne cere pe cantitate. Noi dacă avem posibilitatea, dacă reducem cantitatea sub 30 de tone, am înțeles, avem putere de a micșora prețul. Da, ați spus că dacă se mai selectează din bun noi, se mai duce acolo, se mai reduce și mai reducem din bilo de bradare, se face de două ori pe lună. Dar mai vin cu o propunere aici. Haideți să facem niște fișe, cum sunt persoane juridice, ca să dețină persoana care are contractul. De exemplu, eu, ca Maria, îmi vine și mi se ridică gunoiul, nu? Am o fișă, un tabel, acolo îmi scrie, cu aproximație că nu cântărește gunoiul. Cât are contractul ăsta? Și atunci nu mai este niciun fel de dubiu. La sfârșitul e cel mai bine. Eu vă spun chestia asta există la juridic, la persoane juridice în Onești. Și acolo scrie că are 10, 15 kg. Și numai când o să scrie omul în fișă și la sfârșitul lunii, când vine, trebuie să o prezinte. Când apare acolo 50 kg, nu o să mai pună toate prostiile în pătate. Noi ne-am gândit eu cu domnul primar, și la varianta asta, să achiziționăm două cântari, cum la Bărțărești. Nu trebuie să foarte simplu să facem. Ascultați un pic. Dacă faci la 3, nu cu cântari, nu trebuie să mergem. Deci achiziționate două cântari, dar niște cântari performante, e liberare de bon. Cântarele alea vor fi puse pe două căruțuri, persoanele de la noi, de la primărie, care sunt desemnate, sunt două mașini. Deci este o mașină care deservește Caraclăul și altele, și este o mașină care deservește Găteștiul și Bursăneștiul. Deci ne trebuie două persoane. Eu vă spun că pe fișele astea, chiar persoana care este de la Rom, prescria cantitatea. Era contract direct cu firma, era altă treabă. Păi și acum cum va rămâne cu ce? Deci acum când trebuie un interes, am dat 10 kg, 10 kg pe test. Atunci eu știu să pun mai puțin ca să mai plătesc. Nu există cântar care ți eliberează bondul. Ba dacă sunt cântar, sunt. E multe de pe internet și sunt cântar care se eliberează bondul. Un pic să spun, să se răspundă. Problema e în felul următor. Dacă omul duce la părul. Ce? Îl duce la părul, știu. Așa e, sigur. Dacă e să pui la preț când e... Asta nu să spui. Păi omul ce să pare? Nu poate. Dacă îl duce cu cântarul, omul ce să-și pare? Vă zic că foaia era... Omul trebuie știința. Omul trebuie știința. Trebuie să dea... Ce mai bine făcut un oraș, dar din poartă în poartă, ca să știe ceva. Nu poți, acum să duci să te relacă, omul... Degeaba dormim noi aici, dacă nu ia dat apă.
spre exemplu, o mașină, spre exemplu, o mașină, câți metri cubi în cabină? Ca metri cubi, nu știu că ea îl comprimă. Dar ca tone, pot să-ți spun. Ia într-o mașină, pe Bârțăres, de exemplu, într-o mașină. Nu, dar vine cu metri cubi. La început lua, acum mai. La ea, decembrie, ianuarie și acolo. 8 metri. Dar restul nu mai. Nu, nu. 8 metri. Nu, nu. Stai așa. Nu, nu. Deci nu putem spune. Depinde și deci eu ce pot să-mi dau să iau la cumva o mașină. Să iei să mai mult gunoi. Dacă nu trebuie să iau mașina, nu iau nici. E mai mult gunoi. Deci aia e bădă. Într-o mașină, într-o gunoi, o să fie mai mult. Din Brădești. Deci nu vrem să vine o mașină, o luat de sat și putem să iau la gunoi. Acum nu l-am luat și nu a avut două săptămâni venite. Sau acum două săptămâni. Săptămâna trecută a venit bine. Până luna ianuarie n-a venit de două. Săptămâna asta. Acum e nu, nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că virgul online nu... E jumătate. De ce încă mai încarcă el? Nu știu lumea asta ce poate să pună în ea de rumble. Eu am spus și cum. Cenușe, Andrei, nu știu pe ce așa se poți. La tantea de aia lui Stanion, băi bătrâni, pot să spun acolo, era cu un cainul. Pur și este că îi sacere, chiar m-am uitat să văd ce are, îi sacere, au mai sigur. Persoane care scoți de 5-7, 5-6. Nu ne scoate domnule fiecare, sau în fiecare... Da, păi nu ia să 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 nu ia. Deci eu am toate fișele, de le pun la dispoziție, lunar, începând de 2016, exact cantitățile de lucru. Cea mai mare cantitate de lucru care s-a putut da pe cât se ridică, este, în luna noiembrie 2018, 70 de tone. Statistica. Nu statistică. Pe cântare. Păi nu, dar zic așa, ați făcut o statistică a perioadelor când se conectează mai mult. Dar de care ea vine lunar. Ea vine lunar. Vine nou. Da, și dumneavoastră ați făcut o statistică, știți când se colectează mai mult, da, mai puțin, da, când, da, când se colectează mai mult. Perioada, haideți un pic. Deci, în perioada ianuarie-februarie, cantitățile undeva, am văzut că se încadrează undeva la 30-35 de tone. Martie-aprilie, dar mai mult martie, se duce aproape spre 40, dar de aprilie deja crește 40-45. Iunie tot la fel. Iulie scade un pic, cred că mai pleacă în concediu, nu știu care treaba, scade undeva la 40, nu scade de la 45 de 40. August se ridică iar la 45, septembrie, octombrie se duce aproape 50 spre 60 și cea mai ridicată a fost în noiembrie 70 de tone, nu știu ce s-a întâmplat. Iar decembrie a fost 28 de tone. Din Brătești până la 10 agricultorul să umple o mașină. Așa, da. Și de la 10 agricultorul până la șosea tot, aproape să fie două. Și una pe caracol și trei sărturi pe albele. 4 ori 8, 32. De unii sunt 35, atâtea 35. Eu v-am spus un pic, stați așa. Deci nu. Ia ca metri cubi, depinde de densitatea gunoiului. Că dacă îți dai gunoiul sau un bun, are 10 toni. Dacă are pământ, are 12 toni. Nu are cum să fie. Cine face o venire? Deci, ați jurat să vină. Nu, puteți să vă duceți orice consilier scoate. Deci, dăm o putere. Deci, acolo ajunge mașina la poartă. De la poartă este preluată de camere, de la BZ. Până pe cântar. Pe cântar îi dă exact ora, minutul, tot. Deși filmată. Deci la ei. Plus GPS-ul mașină. Depozit. Dar poate ia de la tortilă. Păi asta e ce zice, poate. Dacă am spus că de la Modosul până de la Gura Coiei nu se încadră mașina, aproape a spus, nu? Trebuie să fie 4 mașini, 10 tone, 40, nu să fie 70 tone, nu înțeleg. Dar dacă are pământ, poate să aibă 5 tone. Două mașini, Brătești, Bârsănești, două mașini, o mașină care așa, trebuie să fie albe. Calculând bine, ca și cu baș, nu ca și ca cu baș. Baș vine 35 de metri cubi, aproximativ. Așa, cu baș. Păi metri cubi. Acum nu știu cum e cu tonajul acum, s-ar putea ca la tonaj să fie altceva. Nu duce mai mult. Dar sunt atâtea mare, de
face ceva. Mașina care vine de la Pitești. Și de 10, și de 7, și de 15. Mașina mai mare care era. Dar au venit într-un timp aia mare. Nu mai dovedea să ia cu aia mică. Nu vine aia cu două axe. Da, nu da, deci aia, 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 mașina care o am avut la dispoziție, vă spun da. Eu, cum s-o rătit. Aia a fost mașina, aia a fost mișină. Nu, iar problema, nu lasă-mi, iar problema cu opritul pe drum, eu am întrebat chestia asta. Am uitat să vă spun acum, am asta. Cum putem dovedi că el nu ia din altă parte? GPS. Deci mașinile se monitorizează pe GPS. Orice secundă oprit, îi spune unde oprit. Mașinile se mai și defectează, mai sunt la reprezentantă și trimite alta, aia mare. Noi trimitem și la modelul următor. Mașina care vine de la Brătești, ne rugăm din Mireță Irie frumos, nu-i spuneți la șofer nimic. Mă anunțați pe mine? Nu, nu, să faci prostie dacă spui la șofer. Mă anunțați pe mine, eu pui o barieră partea către Mirel și mașina îți treacă pe metal la mine. Nu mai lasă, nu poate să faci. N-ai bără! Mașina ca să poți... Dar nu m-ați înțeles, atât care, să spun chiar ce spune. Dar mers unde să dai? Ba da, mașina de mers, noi intrat prin cântar cu totul, imediat eu spus cât are. Dar cine credeți, domn George, să se aminești, dacă permiteți ca să... Cine credeți că o să vă fac, o să meargă la indicațiile dumneavoastră, în condițiile în care mașina aparține de o societate? Ha? Cine merge la indicația noastră? Controlați dați șoferul? Dar de ce să nu controlați? Și vorbiți, da, dar nu ești vorbiți. Dar atunci a lăsat să ne furi, fraților. Dar nu că e vorba de fura. Nu, nu. Prima dată ca să așa faci... Nu, așa nu, așa nu. Să vă spun, ca să facem lucrul ăsta, noi discutăm acoperiri ilegal, domnule. Păi de bravo! Noi nu putem luași, el ăla vină pe aici. Nu se poate. Eu sunt duce să iei cu noi de la Nea Îngerjescu. Da. E ocupat cu bandă de ceva și trece pe cânta. Și ce? Ce? Poate cântării? Da, da. Da. E, nu văd cât are lor nu e. La chestia asta putem să facem ca și probă. Da. Depinde de asta acceptă. Și nu e un comunicare. Bun, noi vorbim și că să avem discuții. Problema e în felul următor. Bun, să presupunem trece cântar, vei din kilogramele. Mihăiță, în cazul în care se ajunge la judecată sau ceva, dă metrologia la cântar și poate iarna să doară. Domnule, ca asta... Asta pe proiectare. Așa, pentru noi, pentru noi. Așa, pentru noi. Ne putem duce după mașină. O probă, o săptămână, în probe. Urcă-mi vine la cântar. Singura dovadă cu cântarul este acolo unde se duc ei la rampa de pescătare. Aia e singura dovadă care s-a acceptat unde pescătare. Aia, aia. Răzi nimeni încă. Dar nu trebuie să ia calculul, domnule. Ce putem nu face? Nu am zis, ca fapt divers, să ne convingem noi că nu fac prostii. Să vă spun mare de așa face ceva. Domn George, haideți să vă combat. Haideți să vă combat. Stai acum puțin, ca să-l combat domnul George. Domn George, ați votat în 2010 acest proiect. Așa? Care este din start un proiect care nu este susținut de populație. Nu e susținut, domnule. Nu era. Financiar. Nu era consilier. Nu era consilier. Parcă era consilier. A, sau cine o fi votat? Și acum ne găsim în situația cât de aia, cât nu e aia. Domnule, cine s-a însușit, cine și-a însușit acest proiect, să răspundă. Noi azi încercăm să-l implementăm și noi să vedem ce mai facem. Dar nu mai putem face nimic. Eu o să fie discuții, o să fie discuții tot timpul. Da, discuții sunt. Primăria Moinești, dar nu știu de gata. Pe urmă, în cele din urmă, să vă spun, te luăm și o soluție, să zicem legal. Cel din urmă, te scoate din ARA, da. Și gestionează gunoiul. Să zice că s-a vrut și toată parții de vinticioasă. Te-ai băcat, vine aia de la ARA. Ce-ai spus? Prezumă. Păi nu, asta nu v-am spus, asta vorbim ca să avem discuții. Eu vreau să aduc în atenție alt aspect, domnul vice. Dincolo de orice, să presupunem cât sunt aceste probleme. Cu procentul ăsta crescut din tonaj, din preț. Doamne, ce faci? De ce nu ne ia gunoiul din poartă? Aici e problema. Cetățeanul mi-a plătit. Da. El a plătit, da? Da. Cei care au plătit în avans, da. Miercuri, acum nu li s-a luat gunoiul. Oamenii... Spune următoarea tură. Ce deci, face? Deci următoarea tură nu vine, dacă ar spune așa, dacă... Nu, 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 eu nu m-ați înțeles. El pe cap de persoană din acea gospodărie a plătit. Da. Nu i s-a luat gunoiul. Da. I se ia miercuri. I se scade din fracția de prețare. Nu se scade, dacă era să eu ia și din miercuri asta. Nu, nu, nu. Dar i-a luat lui după este aceea. Ba, ieși, că nu e nicio gunoiul în prumașa și nu mai vreau nicio gunoiul. Deci nu tot acela, după tot acela gunoiul de săptămâna asta ce-i făcut. Dacă e întrebat cu mașina jumate și acum face două cursuri, nu-i tot acolo? Hai că nu face două cursuri. Dar da, face cu capa. Bun, și dacă mie îmi stă musca acolo și mă bâze și nu trebuie casă. În perioada verii nu s-a întâmplat.
Deci atunci când, din cauze imputabile, să zicem, uatului Vârsănești, ca să mă refer pe speță, ni se atrage sancțiuni. Da. Dar noi când ni se greșește de către firma prestatoare, noi trebuie să tăcem din gând. Nu. Haideți, vă rog. Serios, nu. Normal, acum, dacă eu, din acea taxă lunară, mi se scadă o zi. Da, dar atunci el spune și trimite o cantitate numai 20 kg de persoană. Corect. Sunt de acord, măsoară la vreo. Simplu ca bună ziua. Și ar fi tot în regulă. A, primarul de la Ștefan cel Mare era foarte nemulțumit că la aceeași poveste, se părea lui că mare care a plecat, n-a zis nimic, o termina mașină, a urmărit pe mașină și a plecat, s-a dus la poartă. Bine, prima oară nu a găsit de acordul să intre. Dar nici n-a cântărit mașina. A intrat mașina, a stat după poartă, până a primit acordul, până poți să intri într-o instituție așa. Normal, așa. Corect. I s-a primit la acordul. A intrat mașina pe cântar, exact toată procedura. Atât a fost. Nu, că de regulă acolo nu-și permit nici de regulă ca să încalce, să zicem, dispoziții legii sau să falsifici documentele. Infracțiuni sunt electronice, sunt automate, cred cu lucrul ăsta. Posibil, v-am zis, în anumite perioade să crească puțin, zicem, cantitatea asta de bune. Dacă s-ar selecta, cum a spus, mă apropo și colegul nostru și cum toți am fi de acord, măcar ăla care este reciclabil să fie selectat, poate s-ar mai scădea puțin din tonajul ăsta, dar nu știu, eu vă zic așa, cred că la nivel general nu putem să spunem că chiar atât de... Poate sunt cazuri izolate unde se mai încalcă. 60%, da. 60%, da. Păi deja e mult. Trebuie să facă, nu? Deci chiar o persoană din Brătești, mă dau în lume, mă întreabă... Nu pe mine, întreabă pe primarul. Ce face cu noi democrat de care îl bătură? Da. Trebuie să protejăm datele de... Păi da, protejăm datele. Ce face el cu noi de lucrat de care îl bătură? Un zil. Bine, nu știu ce rog să spun bără. Nu mă dau Dumnezeu să spun altceva. Nu e să spun să da, bravo. Sau la manipulanța e separat, dar de o tonă. Și-mi dau bani și asta.
Dar în schimb, când e omul primăriei... Domnul președinte, nu-i dat-o. Trebuie să fie omul primăriei, după dacă nu. Nu ar de cagul noi. Gata, am încheiat. Spuneam la proiectul următorului, cine este pentru? Împotriva, ține vot, unanimitate. Trecem la diverse. Domnul Percum, începem de partea aia. Unii să un pic în iarna asta mai mult, dar în ieri acum, să mai încălzesc, dar... Ar fi bine să... Să mai îndepărtăm zapada care se frământă pe drum cu, cu un utilaj. De exemplu, aici pe asfalt e dusă, dar la albele se frământă de toate roțile. Acum ar fi numai bună de, de mai de îndepărtat. Mai interesant. Când nu-i îndepărtat, se întâmplă trebuie să o facă. Acum când ți-ai zis ghețată și... Dar o să vă comentez. Dacă încep iar la mulțumesc, nu mai pot. Ca și completare, m-am mulțumesc pe domnul primar, un pic atenționat, adică un pic mai multe răspunderi pe face. Știți, trece într-o viteză la deal și la vale imediat și a făcut treaba și e egal cu zero. Dacă e nevoie, mai trece încă o dată și la deal și la vale, ca să fac un... Deci, cam nu au cum de răspundere atunci când trecă. Dacă lucrești cumva și la atenționez, sunt foarte recalcitranți. Deci au un vocabular foarte neadecvat. Chiar dacă îți plătești de nimeni. Nu este zis chiar și bătut. Deci trebuie iată atenționat, dacă nu se poate merge cu ei. Noi dezăbezăm de aici la Poza Regiu până ultima casă din satul Albu. Am înțeles, dar atunci când s-a duce în sat, un pic mai, am spus, a trecut o viteză la deal la Vali, a poate că nu se vedea, că în trecut zăpada era doar de 20 cm. Un pic la mai jos, sau știu, cupa ce are el. Da, domnul Costică, mai ales, da? Da. Domnul? Readuc în discuție problema autobuzilor. Deci dimineața acum e foarte plic. De foarte multe ori se întâmplă copiii rămân în stație. Ce se întâmplă? De foarte multe ori copiii rămân în stație. Ori se defectează autobuzul la biserică, ori nu vine, ori... Nu mi se pare normal așa. Da, dar nu numai primarul îi vin întreaga. Eu, eu vă spun sincer, am sunat peste tot în locul de sunat. Controlele să știe că au fost, dar totuși, în continuare, aceeași poveste. Tot primarul îi vin întreaga. Nu știu ce măsuri se pot lua, pentru că vedem că pe an ce trece, din ce în ce mai mulți copii merg la oraș. Da. Să știți că este o problemă foarte mare cu navetă. Știu foarte bine. Bine, pentru că nu e nicio bucurie în primul oraș. Păi nu e nicio bucurie asta, dar din cauza cui? Nu ne-am întrebat niciodată? Ați văzut foarte bine că la ultimele două... Una din cauze este mândria. Nu una din cauze, mă lăsați cu mândria. Nu e adevărat. Ba da, vă spun eu. Nu e adevărat. Din cauza mândriei se pleacă. Nu e adevărat, vă spun eu. Eu am văzut diferențe la fată când am dat-o la oraș. Se vede diferența. Nu vreau să acuz că absolut nu. Nu m-am văzut, nu l-am dat în el. Luați o statistică a anilor de promovare de la școala gimnazială Bursănești. Și o să vedeți. Haideți să vedem rezultatele la școala la Bursănești și la aia la Brătești. Să vedem rezultatele. Deci, hai să facem altă paranteză. Avem școală de centru, luăm pe școala Bursănești. Nu, dar să facem altă paranteză. De ce rezultate avem școala la Bursănești și aia la Brătești? Deci. Au avut copii la olimpiadă la Brătești? Au avut, nu? Da. La Bursănești au avut vreo unul? Nu, niciunul. Din cauza cui? La ultimele, la ultimele ședințe în care... Stați o secundă așa, nu mă întrerupeți. Sunt tot profesor. La ultimele două ședințe care a fost invitată doamna directoare să dea curs la câteva întrebări, a venit? Nu a venit. De ce? Să miră că copiii pleacă la oraș? Eu m-aș mira ca la anul să mai educația de pe Bârsănești în ritmul ăsta. Pentru că din sursele pe care le am, vor pleca și mai mulți copii către oraș. Domnul Felix, hai să... Și va fi o problemă mare. Nu atât pentru părinți, cât și pentru profesori. Știți ce vreau să-i contrazic datorită faptului că Bârsăneștiul este mai aproape decât Brăteștiul de Onești? Eu nu zic mândria, eu zic altceva. Așa. Au plecat ăia care ar fi mai buni și părinții sunt mai cu copiii, au plecat la Onești. De asta nu au avut. Nu cred nici asta. Nu cred nici asta, vă spun. Nu cred nici asta, domnul Pici. Dacă o să vă uitați la rezultate și nu, stați așa, că o putem lua foarte frumos statistic de la examenul de capacitate. O să vedeți că cei care sunt pe caz la oraș nu excelează întotdeauna. Nu,
Garantat. Da? Și le exact în același peste tot. Așa? Și da, problema este... Nu. Problema știți care este. Numai puțin. Problema știți care este. Aprobăm tot felul de investiții pentru școli, pentru cadre didactice și pentru așa mai departe și le aprobăm de pomană. Că nu poim, nu este Sfinția Sfânt. Nu mai durează mult. Este Sfinția Sfânt. Și atunci pentru ce? Dar cine-i de vină? Să vedem cine-i de vină. Păi nu, ne punem o întrebare. Unii care au făcut copiii la întrebări să ce au făcut la întrebări. Eu zic că aceeași problemă este și la Onești. Eu zic că este și natalitatea scăzută. Deci nu numai... n-am nicio treabă. Nu cred că-s profesorii din vină. Haideți să dăm un exemplu. Aceeași să vezi o credă și la mărțele și părțile. Deci, domnul Deci, vă rog, zâmba puțin. Doamna Gama. Unii s-au născut. Deci nu sunt nici copii, asta e vezi. Da, asta este una din cauze, nu sunt copii. Dar știți dumneavoastră anul ăsta care urmează, că copii pleacă din comuna Bărsănești la, în general, la școli din oraș, un urban, să zicem, un urban, din rural în urban, pleacă peste 10 copii. Acești copii ar înclina balanța ca școlile din anul să funcționeze. Păi da, și de ce nu... Păi de ce pleacă? Păi aici e problema. Cadrele care sunt încadrate pe funcții, din câte cunosc și ce discuții am purtat cu doamna directoare, toate sunt calificate. Da. Toate cadrele. Da. Foarte puține sunt... Dar nu, în momentul nu de față, anul ăsta, 2018-2019, toate cadrele didactice sunt calificate. Calificate. Calitatea se face foarte S-a făcut, deci s-a văzut rezultatele la învățătură, putem face statistica, repet. Putem face statistica pe 10 ani în urmă. Și o să vedeți, și o să vedeți rezultate bune. Și atunci de ce se fac? Exact cum spunea domnul Bernal, mândria. Mândria de ce? Și cred că și problema cadrelor simultane, că nu știu dacă la toți simultane. Mai mult deci în clasă simultane e mult mai greu un copil să asimileze când îl faci într-o oră, jumate de oră și apoi trebuie să fii atent la cel, la altul ce-i credor. Aceeași treabă este la rețeaua, că ați văzut la domnului, la simultan, la 5 copii, aproape că nu este simultan. Că la 5 copii are timp să împărțiți 50 de minute la 5 copii, să vedeți că are de 10 minute de fiecare copil sus. Și să vedeți că să vedeți că să vedeți că domnul președinte, vă fac o precizare. De fiecare copil, dacă n-ar pleca la oraș, dar la Onești la 30 are timp să se ocupe. La 30? Poate n-ar ține voie. Spune domnul președinte, că sunteți la școală. La școală, la aparator, eram 32 în clasă. Băi, și hai să vă comparați. Făcea lecția, era și pentru mine, și pentru tine, și pentru ăla, era tot la fel. Corect. Îi dădea extemporal, cum se numea atunci, pe numere. 1, 2, 3. Nota 6, nota 8, nota 10, te așezai, unde credeai că faci față. Unde să mai fac acum la simultan lucrul ăsta? La 5 copii? Am să, lasă-mă, așa. Explicația e simplă. Atunci aveai 30 de copii și trebuia să asculte 30. Deci trebuia să împartă timpul la 30, acolo împarte la 5. Dar după mai multe studenți, vorbim de ceaba, trebuie să iasă directul din clasa 8-a. În cazul ăsta, dacă își împarte. Păi, da. Povestim. Au rămas toți de aia. Eu zic că nu profesorii de vină. Au rămas aia. Nu profesorii să ne vină sub nicio formă. Eu zic că... Cel care ia 10, să se vină. Cel care ia 10, cel care ia 4, cu același profesor face. Da. Dar asta au fost... Cea mai mare problemă este mândria, una care ați spus-o amândoi, și a doua este dezinteresul părinților. Deci sunt copii care părintele nici nu-l interesează dacă vin acasă. Deci nu o să fie problemă, ca să vă mai spun un aspect. Să nu credeți că toate cadrele didactice din unitățile de învățământ nu o să găsească loc de muncă. O să găsească, că li se distribui prin ISJ. Dar școala noastră, toate școlile astea vor fi aruncate la o altă comună. Păi asta s-au investit, o să mergem la ISJ. Și atunci de ce investim? De ce? Aici e problema. Eu zic că poate se va reveni. Nu e adevărat, nu se face și problema natalității este și în oraș. Dacă vă aduceți aminte după Revoluție, ca să prinzi un loc în oraș cu un copil umblai și trebuia o grămadă de intervenții. Acum se împrinește în lucru. Păi asta vreau să zic, că să vorbim cu părinții, să vorbim și la nivel de oraș, să nu ne primească și atunci o să fie. Doamne, într-adevăr, conform Constituției, fiecare are dreptul să-și alege. Și asta este adevărat. Este adevărat și lucrul ăsta. Fiecare are dreptul să urmeze formă de învățământ. Cum dorește. Dar ar trebui să fie o conștiință locală că vom rămâne fără școli. Vom să rămâne fără școli. Și acum este o problemă chiar acum. Dar poate cine știe în viitor, vor fi niște generații care vor vrea să vină la școală
Nu dacă o să ne convină să-i se ducă, nu știu, că la Helegiu sau nu știu care e comună să mai fie pe aici. Noi vorbim aici, dar sistemul... Deci noi vorbim. Sistemul este oricum se va centraliza către oraș. Asta e sistemul. Trebuie să înțelegem. Dar e o problemă și Onești, și Rămas, că e un oraș de pensionat. Da. Sunt locuri de muncă foarte multe. Foarte multe. Avem 26.000 de oameni și 20.000 de locuri. Doar 2.000 de locuri de muncă la casă. 2.000 de locuri de casă. Domnul Lazar? Da, aș vrea să-l întreb pe domnul primar dacă mai primit din partea direcției silvice. Da, aici vă răspund eu că am fost eu. Am fost, am luat parte din documentații. Da. Urmează în ei, deci am luat-o pe, când am fost, pe undeva pe 15 ianuarie. Urma ca într-o lună să ne dea și intabularea tot, deci să ne dea cadastru făcut. Da. Și după aia urmează să... să propunem pentru hotărâre de guvern, să-l treacă la noi. Deci, din domeniul statului, în administrația acolo, și în domeniul statului, în administrația noastră, cum să-l luăm. Da. Și am... o să mai trebuiască niște materiale alte de ratat. Am văzut că s-a terminat. Păi, da, trebuie să facem achiziții, că cam peste tot s-a terminat. Da. Sau marți. Oricum. Da. Iarna, cum mai... Bine filmat. Aș avea mult de spus, mă refer la cei care... Rezumați-mă. Care postează prin rețeaua de socializare. Dacă e bărbat cu adevărat, să vină în fața consilierilor local și să exprime pe asta și cum să face și cum să dreze cu anumite... Să dea și soluții. Să dea și soluții. Că instrucțiunile, când au plecat persoana respectivă, nu vreau să dau nume, dar el poate să vadă, așa, nu l-au lăsat instrucțiunile de folosire al ăsta. Că să fac selfie cu tractorul și cu remorca, asta e. Dar trebuie să ne spună și când se folosește, că noi nu știm. Nu știu. Care tehnic? Sunt la tractorul care trebuie să facă. La preză. Deci, tractorul ăsta, ca să meargă cu spatele, să, cu freza sau cu căruța, poate merge la căruță, la inima căruță. Nu, haideți să vă spun eu că știu care e. Știu. Deci, el când s-a cumpărat freza aia, într-o discuție cu cine a vândut-o, eram eu și el, am întrebat, domnule, da, zic, freza aia la viteza tractorului se potrivește? Da, 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 nicio problemă. Dar zic, să o punem pe față. Păi nu, că dacă o punem pe față, costă nu știu cât în plus, dar o punem pe spate și nu e nicio problemă. Punem pe spate din acolo? Da, da. Ei, problema e că după aia eu am fost exclus din discuții. Așa s-a întâmplat. Freza a venit, dar freza nu se potrivește ca absorției volum de zăpadă la mașamierul tractorului. Deci tractorul se deplasează undeva echivalentul la viteza a doua înapoi și ea se înfundă, că nu reușește. Pentru că pe datele ei, am citit pe internet că în carte nu scrie, spune maxim viteza de deplasare 1 km pe oră. Și tractorul așa și merge, cam 4-5 km pe oră cu spatele. Deci și nu pot face treaba cu ea. Ne-am chinuit, am băgat, o să arăt știptul la cardan, am încercat să băgăm un șurub, după aia mai venim imediat, bă, ăla când au pus știptul ăla acolo, s-o gândit în caz de blocare, nu rupă tăcutia tractorului, se rupe știptul ăla și mai vedere. Și nu ne-am mai chinuit urmă. Strigăm și tractorul. Și de asta trebuie să ai piciorul pe ambreiaj. Păi nu. Deci el omul s-a chinuit tractoristul. A zis, băi, l-am ținut din ambreiaj, dar deja mi-l-o să ia ambreiajul. Tot poți să-l țin. Păi, vă dați seama să schimbă ambreiajul în luna lui Ianuarie acum. Deci, într-un cuvânt, nu se poate folosi. Nu se poate folosi. Frumos. Și cum faci ăla? N-ai cum să folosești în sat. Ce faci? Dai în geamă cum e. Nu. Dar atunci ce ai făcut în geamă? Dar ei specificau și în sat, dădeau și imagini. Da. Nu poți să dai în curtea omului acum, să o iei din drum, să o dai în grădină. Nu știu cine ar permite așa ceva. Mai faci mai achiziții. Da. Competente. Achiziții competente. Bine, dar pe lângă aia a mai fost tocătorul de frunzi, tot de frunzi, de cremi și aceeași poveste. Am spus destul de clar, instalația hidraulică îl mână. Dar v-am spus, când am văzut, când s-a văzut că eu cer prea multe date tehnice, am fost exclus. Păi trebuie explicat și cetățenii comunii bârsănești, ca să înțeleagă că nu suntem noi divini.
Când nu au fost, când mi s-au reproșat, ce se votul meu? Consiliul care a spus, vezi, poate voi, dar noi care suntem acolo la cumpărat. Mi-a arătat poză cu tractorul și asta, uite freza, uite freza. Bă, dar ai spus că nu-i voie. Sunt acești oameni care comentează pe Facebook. Aceeași persoane. Deci, clar, sunt oameni puși care se denigreze acolo. Mi-ar fi și jenă, știi? Tot îl lovește pe primar toată ziua. Dar ce vin are primarul că uite l-a fi stricat? Sau ce vin are primarul că drumurile județene, nu drumurile județene, firma care este închiriată de drumurile județene, bine, utilajul fi avut, eu nu le-am văzut. Le-am văzut la chiar când s-au ajuns în ultimul punct. Haideți să acceptăm că a început campania electorală. Pentru da, că da, asta e se vede exact. Și arizează terenul, exact ca în agricultură. Ar toamnă, primăvara, despuiești, salini și culești roate. Și alte persoane care jibuiesc, de exemplu, din noi, de îmbrătezi. O să suntem niște proști. Domn primar știe, eu la orice ședință mă duc, ăsta nu vreau să mă afirm pe sticlă. Eu și vorbesc, bă, domn primar, uite asta, asta, sau mai colaborăm, bă, îl sun pe domnul Vici. Domnul care a făcut această afirmație, probabil, cu convingere. Cele care vorbesc, da? Sunt persoane asta e. Care dețin ilegal domeniul public, deci dețin ilegal, nu le dau nume. Ilegal sau ilegal? Ilegal. Da, nu legal. Așa. Și care nu mai spun cu... Domnul consilier, abis nu mai facem acuzii de genul ăsta care se duc spre sfera penalului, că atunci tot noi cădem. Nu cădem. Că suntem obligați să facem informare. Cel care aduce în discuție o asemenea chestie, trebuie să o sesizeze. Da. Bă, da, dar o deslandată avertizment. Nu, avertizment acum. Deci înainte să dă avertizment. Da. Băi, dau și nu. Se poate forma comisii din primărie și meza fața locului. Da. Oricum, în primăvară nu vom lăsa pe domeniul public, nici balast, nici nu șălea, nici amenea. Nu se poate. Am rupt lama la Budoi. A rupt lama la Budoi. Săpada mare, nu s-a văzut și când s-a izbit în ea, s-a rupt. Cred că ne ajunge în reparație ei cu 30-40 de grade. Poți spui miros pe spate 7 milioane, că nu puteam să luăm și am luat bani tot din. Știu, domn primar, că am discutat. Deci trebuie, acum dacă se poate, că vreau să spun și eu la cameră. Trebuie să înțeleagă orice cetățean din comuna Bârsănești că spațiul public sau terenul care aparține primăriei și implicit domeniul public este din gardul unei proprietăți până în gardul proprietății vis-a-vis. Corect. Ăla este domeniul public. Așa. Sunt cetățenii trebuie să înțeleagă. Că pe acel spațiu nu se fac construcții, nu se amplasează obstacole, nu se amplasează nimic. Nimic. Pe lângă faptul că depozitarea sau dacă se aduce obstacole pe partea carosabilă, este infracțiune prevăzută de codul rutier. În afara faptului că avem noi sancțiuni. Deci trebuie să înțeleagă lumea acest lucru. Să-și ia frumos stâlpii, știu eu, ornamentele care și le pune pe acolo, din gard în gard. Așa prevede legea. Trebuie să le respectăm cu toți, că asta e. În primăvară nu înțelege, nu se mai poate. Da, da, asta zic. Trebuie să aduceți și niște explicații, domnule primar, ca să înțeleagă tot ce înseamnă. Da. Întâi mergem verbal și după aia. Cred că trebuie făcute niște ședințe pe sate, cumva. Acum ați făcut niște ședințe. Voi face cu cumpărat și am pus-o ei. Domnule, înainte cu ședința nu facem nimic. Vin 2-3 din așa care ne ședința și nu mai poți face nimic. Cel mai bine este că dacă se informează din timp, s-a mai încercat varianta asta și n-a mers. Varianta cu ședința. Acum, primele 2-3 care specific cu ședința. Se interzice repozitarea de spațiul. O să vină o echipă de la taxe și impozite prin sat ca să ajutăm bătrânii care nu pot să ajungă la primărie să-și plătească impozitul. Dar mi se pare că e prevăzut în fișa postului ca referențe din primărie să vină să colecteze taxe și impozite. Mi se pare că sunt prevăzut în fișa postului. Și începem cu 3 sate, acum, februarie. Acum o să... Să vină pe teren. N-au salarii ca lumea. Nu, dar ca să știți că sunt bătrâni care nu pot să vină aici. Din contră, domn primar, asta vreau să spun și eu, să sensibilizați referenții fiscali care sunt angajații primăriei și sunt aparatul de specialitate din subordinea dumneavoastră, să vină pe teren, să colecteze taxe. Vă aduceți aminte cum era într-o vreme? Da. Venea frumos la poartă, fiecare își plătea taxele și la revedere.
aveți un program joi, vineri, pentru Adri, Caracleu, când? Se poate stabili. În momentul, tot așa trebuie să... Nu, cred că se faci un program o dată pe săptămână. Da. Joia pentru Adri. Ce să vrem să punem și tablițele în două sate, da. Cu numere. Da, să știți, apropo de tablițe, e o problemă. Mai ales pe Bârsănești. Am fost... Eu nu am întâmpinat problema asta. Unde locuiești? Stai pe Vasile Pușcaș, numărul 722. Bă, dar stai că nu e 722, e 154. Deci trebuie lămurită și problema asta. Nu, nu. Păi dar o să se spune? Nu știu ce pe Vrătești. Dar eu am întâmpinat soție la problema asta când am schimbat plătinul soției. Că de la primărie nu ne-au mai dat 722 cât aveam pe gard acum. I-a dat 154. Dar ăla va fi exact. Păi ăla va fi, dar multă nu mă știe. Dar vor apărea pe gardul, că o serie de... Dar de asta zic, trebuie un pic urgentată problema. Mai aveți coase, mai aveți coase. Asta e un care treaba. Asta chiar e o problemă. Mai ales că eu am făcut parte și dintr-o comisie. Știți care a fost chestia? Când am mers pe teren, noi am adus la cunoștința cetățenilor că se renumerotează fiecare imobil. Da. Plus că s-a făcut actualizarea, am înțeles, la registrul agricol. Și în lotul de folos, și în lotul de folos. Păi, lotul de folosință din intrare în Instagram este tot imobil. Imobil, casă, deci chiar dacă există un edificiu sau nu există, tot imobil se cheamă. Dar asta nu e o problemă. Problema și care e, spune aici, zic eu, mi-a venit, spam curierul, nu? Băi, unde vii? La 722, la Bârsănești. Că atâta număram pe poartă, nu? Nu puteam zis că duc la 154. Păi că n-a la vei, dar în momentul când îți va pune tablița, atunci... Aia e o problemă, nu? Păi da. Asta zic să urgentăm un pic. Noi, în decembrie, ne-au venit pentru două sate numerele. Ce se întâmplă? Noi trebuie să recuperăm și din bani, că știți că asta e situația. Recuperăm o parte, mai dăm comandă de o tură. Am discutat cu dumneavoastră, de ce? Noi acum avem pentru două sate, a fost vremea asta cum a fost. În urmă de 10 lei pe urmă. Da. Așa. Și acum noi ne punem și imediat dăm comandă de următoare. Vreau să întreb, lama asta care vine pe drumurile noastre, câți metri are ea de țări? Care a noastră sau? Așa care o vine da, nu drumuri. Are 4 metri, 3 cred metri. Cred că e de drumuri naționale, zic și eu, sau eu știu, nu știu. Va să știi el. Așa, e lucrat asta. Eu sunt nemulțumit de o singură chestie. Pentru că mers prin mijlocul drumului și o lăsat și pe partea asta și pe dacă vine două mașini mari, când au fost zăpada aia mare, nu încăpea. Trebuia una să oprească și să treacă. Domnul Gergescu, dacă nu-mi dați voie, deci se ia în mijlocul, deci de la mijloc, se ia să se îndepărtează. Pe urmă revine și lărgește drumul. Deci prima dată trebuie să dai de la mijlocul. Dar dacă el e de la mijlocul șosei și are 3 metri, că atâta are banda. 3 metri. Nu știu cât are. Atâta are banda. 3 metri. Banda are 3 metri. Dacă el are 2 metri 50 sau are, dar are 3 metri sigur. Nu da, e ce se întâmplă, ea vine înclinată. Nu, nu, s-a trebuit. Mai scurtează. Nu, 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 e 3 metri ție. El nu ține în mijlocul drumului și lasă cum au venit mașinile mici. Deci noaptea s-au plimbat cu mașinile mici, ăla au mers tot pe mașina mică. Da, așa este. Eu cam atât am spus și eu. De-a noastră știam. Două probleme legat de tot de zăpezirea asta cu comentariile pe Facebook, de se comentează că utilajele primăriei nu desfundă Bârsănești. Trebuie să știe că acest utilaje, drumul acesta sau desfundă Consiliul Județean, utilajele sunt pentru celelalte sate. Și pentru Bârsănești. Dar sper să aceste utilaje, ca să nu mai tot vină tot fel de comentarii, sunt pentru Caraclou, Albele și Brăteștiul, de acolo de la drumul județean. Da. Și prea puțin pentru Bârsănești, acolo la Micăriță, la Glotusu și la Glotusu. Și aici, care e drumul și care atât are Bârsănești. În rest, aceste utilaje sunt pentru celelalte satele comune. Când comentează un singur și toți, puncte la fel. Dar mai nou am observat ceva. Mă uitam și eu pe Facebook. Nu prea mai comentează stabilii din comună, văd da. Că acum comentează după la Livens, după la Sărburieni, după la
și la Gura Goi. Eu am fost personal la Bacău, din nou. Cel care răspunde pe județ este domnul Popescu de la Avele. Mai iau până pe 30 iunie. Deci o invară va fi licitație. Deci în 30 iunie va fi licitație, iar ei nu vor mai fi primiți la alt articol ăsta. Nu vor mai fi primiți. M-a rugat totuși, au foarte multe reclamații la toate comunele. Deci, dar mai trimiteți și dumneavoastră una și nu ar fi bun și cu semnături. V-am spus de la început că contează foarte mult semnături. Cu cât avem mai multe, când se face licitația și solicită să vină să participe la licitații, datorită reclamațiilor și al domnului de pectos care au făcut servicii, nu vor mai fi primiți. Multe puntează. Și o să le aduc nouă la primărie, să le aduc unde s-au duc la Avele cu renunțat de un an numai de la Augusta. Deci multa de altele de elect care au venit la stat și un sfert, la 21 sfert din Olescu, au renunțat de tot la aia. Articul. Care la ce l-a pus de elect? Da. A fost o înțelegere între ei, că a luat tot cealaltă și a fost mai bine. Da. 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 Domnul Vice? Domnul Vice? Doamna? Doamna. Da, eu încep prin avem în satul Brătești acolo am vreo 3 puncte, dar o să încep așa prima dată. Câinii comunitari. Există e un pericol, e un pericol pentru populație cu câinii de la deci din dreptul locuinței, nu știu a cui aparțin, din dreptul locuinței pe din Sorin. Așa, în dreptul locuinței lui pe acolo se aciuiază câinii ăștia. Nu știu, domn primar, trebuie să luăm o măsură. Avem copii care merg la școală, inclusiv persoanele adulte deci au probleme, inclusiv persoanele. Deci dacă efectiv... Dacă mă ajutați, îi facem. Cum? Dacă mă ajutați... Facem o adresă către serviciu, adică prin primărie. Dacă doriți, iasă, vreau să dau, că eram dator și cu un răspuns pentru Consiliul Local, cu angajarea unui secretar, și că eram obligat de tura trecută să dau un răspuns. Așa, mi-am luat această obligație. Așa, dacă nu vreți dumneavoastră să faci, nu o să mă preocup să văd cum facem. Facem o adresă în numele Consiliului Local și o dăm la centrul de ecarisaj. Poate vine și ne ajută. Centrul de ecarisaj e ful, Onești e ful, deci noi facem sinic de la... Doar la Bacău, doar la altceva, da. Dar Onești e ful, deci nicio formă... Nu de la Onești, nu la intrare de sala care acolo. Avem noi convene. Apropo de ce a zis domnul la intrare de sala. Camera video de la Rudubene funcționează? Da. Verificați un pic zilele astea camera video. Din surse sigur vă spun că o mașină cu numere de Bacău a descărcat vreo 5-6 căței. Da? Cum vă răuți. Care acum aș fac via cu prin pensa. Mă uit unul. Care acum aș fac via cu prin pensa. Din credință nu schimb fracțiune, din cât îi cunosc. Nu bag un acolo. Deci verificați un pic camera. Din surse sigur. Ar fi o primă problemă. Deci câinii comunitari, deci chiar avem probleme acolo din punctul ăla. Am încercat într-o zi. Dar nu, dincolo de orice, sunt foarte agresivi. Am văzut. Sunt foarte agresivi. I-am prins în graș la acolo, la așa. Dar l-am chemat pe soția lui domnul Botezatul de acolo de sus și ca să-i prindă. Dar nu, să pui mâna pe ei, când am pus să-i facă mașină, să-i duc la Onești. Vedeți, am prins mașină. Trebuie să acolo avem o dată o problemă. O altă problemă tot o altă problemă și eu ca și ceilalți colegi tot de zăpezit vă să-l pun în discuții. Și la noi în satul Brătești totuși nu s-a dezăpezit cu atâta eficiență. Da, știu aspectul că prima urgență, dacă pot să o numesc așa, să dezăpăzesc drumurile la instituțiile publice, instituțiile sociale, magazine și așa mai departe. Dar, da, după ce se termină, să spunem, perioada asta critică, viscol sau ce este, doamne, să se intre și pe celelalte străzi, că nu mai spunem mulți că avem străzi peste tot, așa, să intre și așa, până la capul, doamne. De ce spun lucrul ăsta? Când cerem, deci, nu, dar nu trebuie să supere nimeni și trebuie să spunem realitatea. Impozitul îl cerem cu gura mare, da? Ce oferim cetățenilor pentru impozitul la mașină? Nimic. Haideți să dezăpezim drumurile, vă rog. Domnule, ascultați-mă. Deci, eu am spus domnului primar și am spus că o aduc în discuție. M-a sunat persoană. Nu dau nume, că am zis, protejăm numele persoanelor. M-a sunat persoană și mi-a spus, domnule, trece cu lama pe sus. M-a sunat. Și este vorba despre strada care am denumit-o noi, strada Ierou Constantin Mușat, sau uzual, cum îi spunem, Găleanu de Sus. Ce? Ai înțeles, da?
Acolo spune că au trecut cu lama pe sub. M-a sunat o persoană din zonă. Care este deasupra unde? Fusa. De acolo m-a sunat. Nu vă spun, deci numai puțin. Eu am, deci cum știți, am rugat deși până în capătul satului și am circulat și pe acolo. Niciun pic de material antiderapant aruncat, măcar în pante sau în rampe. Nimic, nimic, zero. Nu sunt. Deci, ascultați-mă, că am fost și am uitat. Deci vă spun ce am constatat personal, vă spun personal ce am văzut la telefon, vă spun ce am auzit la telefon. E ulița de Andrei, vă spun că nu e antiderapant. Acolo unde stau eu, acolo este drumul județean. Păi nu, unde celălalt e găleanul de sus, așa se mai cheamă un zoală noi. Păi da. Pe unii stă, unii stă Cristina, care așa trebuie la poștă. La răzărie și poate să zic. Așa, partea de sus. Și acolo, păi dar cum să dacă mi-i mai așa mi-a zis, am primit telefon și m-a informat un cetățean. Nu-i dau numele că v-am zis. Da, dați, dar eu știu. A zis că trece cu lama de sus. Este un cetățean care n-are cauciucul, nu știu treaba. Și m-a sunat atunci în ziua când erau intemperiile alea. Atunci m-a spus. Așa. În celelalte aspecte v-am zis, am fost și am mai circulat prin sași și am luat străzi. Sunt zone unde nu s-a dat cu antiderapant. Într-adevăr, s-a dezăpezit, să zicem, unde am spus, urgența întâia, să-i zicem așa, că așa s-o denumesc eu, dar în rest, nu s-a mai dat. Da, pe șes se dă poate, dar asta o spune. Nu pe șes, am spus, nu pe șes. În partea ta, dar pe șes se dă. Nu-i. Deci, mergeți pe strada Independenței sau zis cu Oltea, să vedeți cum e dat. Da. Pe aia, da. În pantă și în rampă, domnul Dici. Dar la primăvară nu mai ies. Cum? La primăvară nu mai ies. Pățește ce-am pățit la mănăstiri și anul ăsta la mănăstiri pățim iar aceeași poveste. Dar deci probleme? Sarea aia acolo unde o dăm. Da, deci m-a strictă necesitate. Dacă o dăm, vă dați seama cum ce face aia. Dar totuși, domnul Dici, avem cetățeni acolo care au autovehicule, circulă în mod regular. Și cred că trebuie să li se ofere și lor aceleași facilități ca și nouă. Corect. Așa ar trebui. Cât de asta? Da, am și lărgit, am făcut locuri de scărațele de două mașini. Deci, am discutat și cu dumneavoastră, domnul primar, dar știți că înainte de ședință am venit și am discutat și cu dumneavoastră, inclusiv sâmbătă acum, când am venit, v-am spus, am trecut prin, de acolo, de la drumul județean, pe artera principală care duce în sat, deci am trecut odată, cred că undeva în, la orele dimineții, după aceea am venit în continuare s-a depus, abia să mai circula. Deci eu nu am spus că trebuie, deci trebuie să înțelegem că se dezăpezește pe priorități. Am înțeles lucrul ăsta și sunt de acord. Dar haideți când s-a terminat intemperiile, să intri, domnule, până la ultima casă, până la ultima stradă, domnule, până în capăt. Că de asta plătim impozite, domnul primar. Fără supărare și nu trebuie să supere nimeni. Trebuie insista. Problema e, eu am vorbit și cu primarul, cred că la anul o să facem și totuși și un contract de dezăpezire cu cineva. Ar fi foarte bun. Că în situații excepționale nu facem față. Da, nu. Mai domnul un tractor, mai chestionăm alt tractor, nu trebuie. Eu îți spun că de motorina mare și cât de piesă și cu poate iese aproape ca trebuie tractor. Da. Așa, acum ca să conchid cu astea. Deci, din punct de vedere moral, să zicem, ar fiecărui om dintre noi, cine oferă mie statul atunci când îmi achiziționez o mașină? Ca să nu pot circula pe drum. Cine oferă statul? Nimic. 39, măcar să-mi ofere facilitățile de a circula. Pentru asta plătesc impozite. Măcar atât să țin cont. Nu. Da? Nu. Cam atât, asta încerc. Atât. Al treilea punct care ar fi, ar trebui să dau un răspuns cu angajarea secretarului pentru Consiliul Local, dar mă abțin, nu-l mai citesc. Este prevăzut de articolul 79 indice 1 din ordonanța Guvernului 35/2002. Care îi prevede regulamentul cadru al Consiliilor Locale. Consiliul Local poate să-și angajeze personal atât ca secretar sau pentru alte activități în relația cu Consiliul Local și cele instituții ale statului, inclusiv primăria. Am terminat. Și activitatea e plătită? Da, e remunerată, da. Vreți să vă dau citire? Vă dau citire. Deci am spus articolul, puteți să-l studiați, 79 indice 1, ordonanța de guvern, 35/2002. Da. Mulțumesc, domnul Miron. Domnul Vârlan? Da. Eu l-am solicitat cu domnul, nu vreau să te contrazic. Deci domnul primar, și am mers într-o seară, Brătești, Caraclou. Mi-a plăcut cum a fost de zi pe zi. Felicitări dacă fii așa. Ce era mai rău, acolo deasupra stadionului, curba acolo,
Descolea, acolo era cel mai rău. La... Nu știu cum îi zice strada aia să... Acolo bate vântul tare. Dar la noi bate vântul în toate direcțiile. Deci n-aș fi domnul primar, n-aș fi oricum, v-am solicitat ca să vă urmă cu Dumnezeu. N-am mai avutat să mă merg la aia. Mi-a plăcut. Dar oamenii sunt și curcătași, într-adevăr. Că vrea să-i facă ca la noi. Nu, e cea mai mare variantă este că dacă ninge asta, că se putea de zăvezerie. Da. Dar aș ții faci un pic și pârtii și... Da. Un pic din curte, dacă poți să... Acum trebuie să duc. Acum, dacă îmi dați voie, să, ca și contraprobă, să zic așa. Mai chinezez la ceea ce a spus domnul Vărlan cu ceea ce am primit la telefon, dar ceea ce am constatat personal... Poate în altă zi, dacă n-am fost, deci nu te contrazic. În altă perioadă, în altă zi. Tu la care vin o să vă iau dacă n-am fost, mulțumesc. A fost în ok. Tu la care vin o să vă iau. Pe fiecare a stat consilierul care a existat. Da, mulțumesc. Dar puteți să luați domnul Buzichi. Serios. Dar eu am stat în tractor, așa. Întrebați în domnul Buzichi. Am și eu. Am stat în tractor, am urcat la mănăstire, am urcat la Ardini la ora 10 noapte, am fost în Ardini. Întrebați în domnul. Spuneați ca să puneți contract cu cineva. Avem contract DG. Dar nu l-avem. Păi nu, este contract DG. S-au înfundat? La sine. Au trebuit să, da, da, să ajutăm și noi. Corect. Mai degrabă, mai degrabă, un contractor. Nu. Deci neapărat mai trebuie un tractor ca să poți să faci. Eu zic, dacă eu ca un tractor, cu adiciunea de la salariu, domnul Nici, deci, ca să nu mai fie, dar gândeați voi, deci tractorul a fost conceput, adică în față să aibă lamă și în spate freză. Nu. Trebuie un tractor cu freză în față și un tractor cu lamă în față. Deci ca să folosești combinate, nu merge. Un tractor cu lamă cu freză în față trece de 30.000 de euro. De unde luăm de bani? Asta e, dacă vrei să ai... Dar bun, până la urmă strângem un bani, în cât timp la amortizăm? Deci, dacă plătim cu contractul, deci, atunci nu poate să mai... Deci, haideți să o luăm dinainte de a avea utilajele, da? Înainte de a avea utilajele, o dezăpăzire completă ne ajungea până într-un miliard. Până. Deci, o iarnă grea. Până într-un miliard. Da. Noi, în luna ianuarie, cu două utilaje, am rămas mai motorină aproape de 40 de ani. Dar vrei să-i contrazic? Nu mai vorbim de altă. Și erau desfundate drumurile? Nu cred. Erau chiar ca nu cred. Ei, noi tot pe asta am zis eu. Dacă facem achiziții, contract cu o firmă, să spunem așa, firma respectivă ne desface, de exemplu, albine și drumul principal la Caracol. Atunci, cu utilajele astea, reușim să facem față, cum spune domnul Miron, mai repede pe ulițele din sat. Dar oricum nu au fost în zepezire. Iar au fost destul de grea și au fost bine. Ce mai? Deci, a luat un tractor, îl folosește și timp de vară și pe... Nu numai iarnă. Eu la ora 4 dimineața, de la ea, mi-a curățat așa, de la ea, de la ea, de la ea, de mașina de la final la drumuri de seni, mașina era pe perești, de un șaș, am zis, să duci pe de Bovna, treacă pe autobuzul de la Brătești. Că n-avem. Deci, eu zic și... Toate comune s-o gospodări. Numai vrea să ne gospodări. Eu zic așa, dacă la ceea ce spune domnul Vărlan, de ce n-am cumpărat chiar un camion, o să răriți? Mai bun ar fi decât tractor. A doua situație, eu achiesez la propunerea domnului vice, pentru că este mai bine cu o firmă care dezăpezește, pentru că el, având obligații contractuale, e... Domnul Vărlan, hai așa. Deci, firma, dacă are obligații contractuale, va primi sancțiuni în cazul în care nu va executa sarcinile stabilite. Când? Bine și sarcinile. Niciodată. Ai contract, domnul Vărlan? Ai contract. Asta e dacă treci de la unei, de la totul, doamna. Noi facem până la Hasan, la domnul Caracolului, facem de către acolo. Da. De la Heligiu, de la Cot, de aici,
Poiana nu era de întrebați de domnul Ionache. Deci, haideți ca să o discutăm. Bun, cum spunea și domnul Georgescu, are dreptate cu mașina de dezăpezire pe deșeu. Așa este, cum spune dumneavoastră. Dar, același lucru, trece măcar o dată pe zi? Trece. Trece, da? Dacă am firmă care trebuie să-mi dezăpezească, trece măcar o dată pe zi? Trece. Păi, și poate... Și tu cu utilajele tale faci asta? Și tu când mai faci? De asta zic. Tu cu utilajele... Deci mă uitam atunci când a fost discolo, abia s-a făcut dezăpezit domnul. Deci, mă spun, nu face pe principal. Nu, dar eu atunci mi-am dat și seama. Nu face pe când ăla, dacă l-am încheiat și un drag cu el, nu le faci, îmi dezăpezești toate străzile. Facem contract, stabilim condițiile și la revedere. La ora 4 dimineața a trecut tractorul la Caraclou, da? O fac dus la Valea, o venit înapoi, s-o dus la Brătej, la Albine. La ora 10 în Caraclou era zăpadă de 30 cm. La curvă, la San Marino. Da, mai spus-o domnul Viciu. Avea... Totuși, intemperiile nu au ținut mai mult de 3 zile nici o iarbă. Da, și acolo trebuie parat. Tragi 3 schimburi. Tragi 3 schimburi. Dar s-au mers 3 schimburi. S-au mers... Deci s-au mers tot. Mai nu știu cum a rezistat omul ăla. Cred că țigările tot. Domnul Vici, dar șoferii noștri nu au toate gradele de conducere la utilaj, ăsta la autovehicule. Și nu se pot... Păi da, dar eu am făcut, e bun, domnul Atât? Și nu mai avem așa vreo? Nu. Doi, de asta zic, îți puțin la 3 sari. Mai angajat bun, doar. De asta, și mai trebuie un tractor și nu m-am angajat și... Dar eu am spus, tractorul, una, în perioada averii. Să face treaba și în perioada averii. Îl ții degeaba, deci îți niște bani bocați. Cine-s tractorul? Da. E bun. Sunt foarte scumpe de prețul, nu se merită pentru asta. Două sunt suficiente. Ce nu te uite dacă două sunt suficiente pentru asta. Eu vorbim de iarnă noi. Cine îți mai face șanțul dacă nu e mecanizat? Oamenii nu mai sunt acum ca să ai ajutor să-ți facă șanțul. Cum am dat asta proiectul numărul ăla? De ajutor cu cei care cu venit. Dacă nu aveam zăpadă, nu erau atâtea discuții. Da. Da. Corect. Acum să fim mulțumiți că avem apă. Domnul primar, îi mulțumim cel mai mult. Să vă gândiți că am putea face și o zonare pentru impozitele astea conform legii. Dacă la Albele totuși nu vă bate să putem face o ceva. Adică să fac transferul ăla de drum, să fac ceva la poduri, să începe cu azi. Deci să nu las că discuția e de mult. Discuția e de mult. Deci la lege scrie că în funcție de utilități să faci zonare. Zona A, statul de centru, zona B, Caracu, zona C, Brătești, zona D, conform legii. Faci zonare. Da, deocamdată utilități la asfalt. Păi da. Păi și experiență, de asta față de lată. Deci putem face un zonar. Vedeți atunci cum se diminuează, bugetul comunii și cât o să plătească mai puțin ceilalți care nu au nimic. Mă încălzesc la vorbim și eu, când eu... Da, sau degeaba, că nu gândești, dar puteți să-ți legea ta să vă și impozitul. Deci legea ta să vă și impozitul. Exact așa se spune chiar. Mai lăsați ca să nu complicăm situația, să aduni mai mulți bani. Dar dacă îmi face o zonare, să știți cum se diminuează bugetul comunii și să faci prin zonare, să faci o echitate. Funcții de utilități. Pe întâi, două, trei, nu știu, să vedem, cred că avem unul din extraordinar. Da. Trebuie să votăm devizul unic. Un pic să spun eu cu unic, pe urmă, chiar voiam de la început să... Trebuie să aprobăm devizul pentru PNDL-2 și să aprobăm protocolul între noi și Apele Române cu concesionare... Cu numai concesionare. Deci predarea, primirea terenului din Albia Minoră la podurile de PNDL-2. Nu știu, să vedem acum ne vin actele, când ne vin mâini, poi ne cum ne vin, le-am și comunca ședința. Ai numărul 4, de pe 4. 4. Da. Să vedem în funcție ce mai avem și de ordine. Cine mai este? Domnul Bunan, continuă? Da, eu revin la ce am zis. Totuși mi-ai bine să mai achiziționăm. Gândiți-vă cum e bine. Și cu terenul de la Glodosu nu este buget, dar doamna ar putea să-și pregătească toate actele, tot proiectul ca să... Păi problema este, am văzut să mări salariul la constructori acum și stă și așteaptă niște norme metodologice. Dacă ați văzut dumneavoastră. Normele de calcul pe bani. Că salariul la minim la constructor a sărit de la 1.100 și s-a făcut 3.000. 3.000. Și e o problemă, dacă nu ai normele să poți să...
contribui la proiectul respectiv. De fapt, nu sunt niște norme, sunt niște instrucțiuni de aplicare la ordonanța banii. Au sărit salariul la 3.000, dar au și facilități, nu mai plătesc 10%. Păi tocmai, de asta s-a redus șaseul, s-a redus contribuția asiguratorii, deci... Păi ei așteaptă formula aia de calcul după care să... Formula de calcul îi dai eu, ca în caz. Formula de calcul, dar restul, ce... Conține tot proiectul. Păi, dar proiectul, până la urmă, desenul l-a făcut de când lume. Stai în restul proiectului înseamnă de niște de mai din alegeri și... Cu calcul, vor porni tot. Cum? Mai înainte. Stai în niște că mai din alegeri și vor porni tot. Și până aprilie cere, să vedeți. Da, mulțumesc. La toamnă. Doamna, mai zic după. Am zis tot, nu? Mă interesează alegerile. Eu tot susțin ideea ce am da, dar cu s-a dat pe să vedem ce bani nu fi. Ăsta, ăștia nu mai vor din cauza, știi, dacă l-au luat acta, nu mai au. Ce a fost varianta aia căzut, că eu m-am interesat. O venit din una de la altă lista defectată, a venit cu luată de garanții și m-am zis, băi, dar știți că ați vrut, dar... Nu poate să costă camere de la vedere. Dar nu e problema de camere, e problema de IP-ul. Și ăștia trebuie făcut contract, iar mobilitau contract între noi și ei. Da, și eu n-am tradițional, nu vine altceva. Camera o cumpăr eu. Ai vorbit cu oamenii din ulița ta, dacă ți-a fost? Nu, pentru că chiar acum s-a mai întâmplat un caz foarte recent cu persoane de la Rom Telecom, care mi-a făcut reclamație la 1234. N-am știut numele, n-am știut mașina, dar l-am descoperit. Un domn mi-a avut eu, Marian, care a început să ceară bani pentru servicii care erau gratuite. Mă rog. Dacă era camera, îl vedeam mai ușor. Dar oricum au descoperit că... Păi da, dar puteai să-mi spui și îi vedeam jos. Mă vedeam la intrare. Da, n-am știut. Mă rog. Așa da, și cu drumul, da. Cu dezăcălzirea, eu zic că s-a făcut bine. Chiar nu au fost probleme pe care aflu, mă refer deloc. E o problemă la mine acolo, știi, domnul primar. Da, da, să topește, acuși cu taie să fac. Da. Da. În rest, așa, și cu întrebare, cu lumea care pleacă de la gunoi. Dacă lipsești 3 luni și simți în localitate, are vreo scutiri, beneficiază de scutiri. Asta e o întrebare. Cu condiția când pleacă, da, ori îți spune perioada exactă cât pleacă. Plecată, mă refer, dau și nume, San Marana, pe care de la linia. Da, să poate să ia. E plecată din decembrie. Face să ne lăsăm cerere, da. Dar ar fi bine încerca ca să nu ne pună pe noi să-i căutăm că o să ajungă la ce situația în care el vine, face rectificativa că pleacă și când vine înapoi, nu mai face. Să ne dea exact, între data de și nu data de, luna de și luna de azi. Ca noi în luna când s-au venit, tot și bădă. Vă spun eu că este vorba despre ianuarie, aprilie, dar eu fac numai ianuarie, februarie, martie. Da, și în urmărat, deja eu iau pensia, să vin să-i plătesc. Atunci pot să fac și atunci când îi plătesc în martie de tot anul și să fac și situația sau trebuie acum. Asta era întrebarea. Faceți, ar fi bună situația. Nu, acum ar trebui cum ca să o scoatem. Hai că-ți facă cerere și un discurs sau așa și după aia ieși plătesc în mare. Nu toate cererile se limitează. Ia când e tocmai în aprilie, în aprilie, în aprilie, să fii cu nasul și... Da, înțeles. Bun. Atunci. Da, declară chestia ședința de astăzi.